Am revenit, vorbeam despre nativii leu și despre impactul pe care îl are acest fenomen de lună plină asupra leilor. Evident, axa 2-8 este o axă, Taur-Scorpion este o axă foarte importantă și atunci când luna plină este pe această axă 2-8, este un element care invită spre o reanalizare a planului financiar, dar și ezoteric, ocult, paranormal. Lei s-ar putea să aibă o ușoară stare de confuzie zilele acestea și, de asemenea, și inspirație în egală măsură. Acum Neptun pe casa Scorpionului este ajutat de Lună. Deci lei sunt ca într-o stare de transă, 2-3 zile în care culeg informații din astral. Aici o să discutăm puțin despre felul în care în această perioadă se pot culege informații din astral. Bineînțeles, trebuie să fim atenți care din ele, care din zonele de astral. Puțin tracas pentru lei din partea prietenilor. S-ar putea să apară tot felul de discuții conflictuale cu acest Marte pe casa prietenilor. Pentru lei, sigur că da. Pe acest grad polemic, iar cu Uranus atât de fluctuant, Uranus arată pentru fiecare semn zodiacal în parte care este gradul care vine cu cea mai mare agitație, care este zona în care fiecare zodie este foarte agitată. Pentru nativii leu, agitația cea mai mare este pe zona socială, zona profesională. Acolo lei nu au o constanță, este ceva care oarecum îi obligă să se recalibreze permanent, lucru care poate fi destul de obositor. Deci lei sunt invitați să facă în așa fel încât chiar dacă nu poți, Ingrid, o să explicăm, nu poți întotdeauna să te lupți cu astrele. Dacă, de exemplu, tu ai în destin un aspect astral care arată agitație, este foarte greu să te sustragi. În schimb, ce poți să faci? Poți să-ți faci tu un program de lucru mai ordonat, da, și să nu îi te mai sustragi, pentru că altfel poți să te lași să fii victima destinului, cum se spune, și cu acest Uranus pe casa 10 vom vedea foarte mulți nativi leu care nu știu să se organizeze și care sunt victimele conjuncturale, victimele unei situații în care viața profesională este foarte tumultoasă și agitată și fluctuantă și greu de ținut sub control. În schimb, leii care aleg să facă un program foarte strict, foarte riguros, este o perioadă mult mai agitată pentru leii care au profesii mai rebele, așa, mai nonconformiste. Deci, este o invitație să vă faceți un plan, un program de lucru, chiar și acasă. Deci, viața să fie puțin calibrată, pentru că există riscul haosului în plan social. Adică, oameni care pot fi abuzivi față de lei, chiar și la serviciu poate interveni tot felul, poate fi un pic de degringolat. Ceea ce nu este de dorit pentru absolut nicio ființă. Eu cred că lei sunt foarte puternici în general, mai cred că dacă ei trăiesc lucruri este pentru că probabil au convingeri greșite. Am întâlnit lei cu convingeri greșite. Am întâlnit sau tipare cei cu profil de leu. Au o dorință de a avea echilibru în jurul lor, încât pot trece la capitolul E. Poate a fost karmic, poate e karmic, dar poate nu e karmic. Disciplina despre care vorbești în săptămâna care urmează trebuie să vină și în mentalul celor de profil leu, cu profil leu sau zodie, și să înțeleagă că tu nu dai de la tine când dai o explicație. Nu-i faci tu o favoare destinului. Adică să nu-și mai permită luxul de a crede că obțin o liniște interioară doar pentru că aparent și de fapt poate deloc profund studiat au găsit un răspuns care le liniștește mentalul. Lei în săptămâna, disciplina de care vorbeai, să meargă în profunzime. Dom'le, ok, mintea are prima tendință să-mi spună că e ceva karmic și că astrele, ce fac astrele, e de netrecut. Și dacă e de trecut, cum? Deci știu că sunt în plin război. Păi ce fac? Merg mai prin fața gloanțelor? O iau și eu mai prin spate, stau pe loc, mă pun în situația de observator, văd cât e permis. Să știi că întotdeauna agresorul, chiar dacă vine din altă viață, că tu l-ai omorât 7 vieți la rând. Stai așa, cine îngroapă primul sabia, da? Deci acela nu este dispus să ierte, eu nu sunt dispusă să mă abțin de la reacție. Să nu uităm,
Karma ce înseamnă? Nu ce-ți face celălalt, ci felul în care tu răspunzi. Îți creează ție karma, destinul, ție ca ființă umană. Nu contează ce-ți face cineva, ci felul în care tu reacționezi. Dă sau nu un plus sau minus pe destin. În săptămâna ce vine, recomand cu tărie leilor sau celor cu profil leu, cum foarte bine ai spus, să fie foarte disciplinați și foarte atenți la gândurile, justificările, acceptările sau non-acceptările pe care le vor avea. Este o săptămână destul de agitată pentru ei. Sunt descărcări din trecut. Sunt descărcări. Deci pot accesa zona de astral care le aduce răspunsuri printr-o corectă punerea întrebării, printr-o liniștită așteptare a răspunsului. Să nu facă nimic din ipostaza agitației. Exact. Acum. Vreau acum răspunsul. Ce aș vrea să se înțeleagă, faptul că anul acesta, am vorbit despre faptul că este un an portal, nu spunem acest lucru precum un clișeu, ci pentru că acest Neptun, care se găsește pe ultimele grade din cele 360, el fiind însuși pilonul cu divinitatea și intervenția, dacă vreți, a divinității în funcție de karma noastră, de ceea ce am făcut altă dată. Sigur, este mult mai ușor să spui nu cred în karma, nu se potrivește, nu există. Nu este așa, este evident că există o lege a cauzei și a efectului. Practic suntem, poate urât spus, victimele, dar suntem ceea ce am făcut altă dată, vrem sau nu să credem. E treaba fiecăruia ce crede, dar dacă veți sta puțin... Această altă dată poate fi și ieri. Ieri, azi. Ieri și azi, exact. Da. Acest Neptun, pe final de cerc zodiacal, vorbește despre o karmă accelerată, adică ceea ce faci repercutează undeva într-un viitor apropiat. Adică astăzi ai făcut o gafă, o greșeală, ai țipat la cineva, ai nedreptățit pe cineva, ai mințit. De aceea este bine să fim cât mai impecabili sub aspect spiritual, adică să nu mințim, să nu înșelăm, să nu fim falși. Să nu dăm aparența adevărului manipulând. Da, să nu ne batem joc de sufletul celorlalți, să nu fim abuzivi, dictatori și așa mai departe. Deci este o perioadă care invită la cât mai multă strictețe, dacă vreți, din punct de vedere spiritual. Nu-i faceți celuilalt ce nu vă place să vi se facă dumneavoastră, pentru că în cel mai scurt timp vi se va face. Asta înseamnă acest Neptun pe ultimele grade. Vom merge mai departe la nativii Fecioară, care sunt și ei sub directul impact al acestui fenomen de lună plină cu soarele chiar în semnul lor și cu luna în semn opus conjunctă cu Neptun. Fecioarele beneficiază astăzi și mâine și poimâine de un soi de structură sufletească foarte euforică, ca și când au un fel de exaltare, care îi ajută foarte mult să acceseze acest astral despre care vorbeam și să primească niște informații destul de clare, destul de evidente despre ceea ce au de făcut, despre ceea ce au greșit, despre ceea ce li se pregătește pe undeva. Chiar simt nativi Fecioară, oricum au devenit, vorbim despre Fecioară, să schimbăm și titlul, nativii Fecioară au început să simtă foarte puternic din cauza acestui Neptun în semn opus, ceea ce li se pregătește. Vom vedea foarte mulți nativi Fecioară care încep să aibă premoniții. Oricum foarte multă lume în această perioadă, eu chiar am auzit, cred că și tu, cu tot felul de trăiri, cu șansa minunată de a călători în viitor, de a accesa viitorul și corect, nu informații eronate, de a simți oamenii de lângă și așa mai departe. Deci nativii Fecioară devin foarte ezoterici în această perioadă. Mai mult decât atât, acest Marte pe casa a doua îi ajută să spună lucruri care le sunt de folos, să tezaurizeze. Ei oricum sunt ca zodie de pământ foarte interesați și de aspectul concret material și totuși acest Neptun în semn opus îi extrage un pic abuziv, dar totuși nobil, din zona de concret și spune nu e așa că găsești mult mai interesant în această perioadă să te ocupi de planul spiritual, să călătorești printre astre, să călătorești printre vise, să călătorești în lumea aceasta mai puțin concretă. Și iată cum un semn de pământ atât de concret, mercurian, care de cele mai multe ori nativii Fecioară sau cei cu tipar de Fecioară au preocupări foarte concrete, foarte explicit în zona aceasta, acum îi vedeam un pic plutitor, cu capul în nor, foarte preocupați de elemente umane, de interacțiune umană, de a-și găsi un drum spiritual, de vizite la biserică sau în zona spirituală, de o căutare care nu le dă pace datorită acestui Neptun pe semn opus și lui Jupiter, marele benefic pe casa paranormalului și a ezotericului pe casa 8. Deci atât cum nativii Fecioară devin foarte interesați de tot ceea ce ține de non-material.
și vom găsi foarte îmbunătățiți. Să nu uităm totuși că semnele de pământ sunt mari decodori ai voinței divine. Ei pot aduce și implementa aproape la perfecțiune principii spirituale. Să nasc sub influența elementelor energiei condensate, așa zisului concret, a materialității, dar ei pot avea și în prim loc îl ocupă zodia taurului. Aceste semne de pământ pot avea o capacitate uluitoare de a primi și de a aduce în manifestare, de a traduce trăiri, previziuni, profeții și așa mai departe, pe un limbaj comun specific pământului, da? Ei sunt extraordinari, pot fi extraordinari. Apropo că mi s-a reproșat cam ceva cu domne, n-am nimic cu taurii. Mie îmi pare foarte rău că ei nu-și înțeleg menirea. Ei nu-și înțeleg, ar putea să împlinească extraordinar de multe lucruri. Fecioara la fel, este foarte apropiată, are o linie directă cu divinitatea, poate aduce în manifestare principii. Putem întâlni fecioară care la propriu a creștinat oameni, dintr-un ateu l-a făcut să meargă la biserică, să se roage, să înțeleagă voința divină sau măcar să o accepte, da? Că este ceva dincolo în timpul și după. Nu te-ai autocreat. Există, numește-l cum vrei, dacă nu vrei Dumnezeu și crezi că îl poți numi altfel, Marele Creator, Sursa, da? Dar înțelege că nu te-ai autogenerat. Nu te-ai autogenerat și nu te auto-întreții emoțional, mental și așa mai departe. Dovadă. Vine un moment când se închide totul. Oricâți bani ai avea, oricâte cunoștințe, relații, referințe, vei pieri și te vei întoarce vehiculul, trupul ți se va întoarce în pământ. Mai departe, nu vei ști, nu știi, pentru că n-ai vrut să știi acel memento mori. Da? Fecioara, acel amintește-ți că vei muri. Fecioara este extraordinară dacă știe să-și disciplineze și să-și traducă corect, cu răbdare. E o săptămână oricum agitată pentru majoritatea. Se descarcă subconștientul, vin lucruri din trecut. Oamenii atât, fie și numai atât să țină minte. E o perioadă de descărcări karmice, multe dintre ele sunt atât de, scuzați-mi aparentul sau chiar a gramatismul, atât de personale, atât de cum să spun, atât de direct sunt vizați oamenii în săptămâna care urmează, no. Și își vor da seama, deci să țină minte, trecut, descărcarea subconștientului, repetarea unor lucruri mari, majore, care țin de destin, karmă, numiți-o cum vreți. Revenim după publicitate cu Nativ Balanț. Am revenit, vorbeam despre situațiile acestea deosebite cu care s-au confruntat nativii Fecioară. Mergem mai departe pentru Balanțe. Evident, nu putem să nu observăm prezența lui Mercur în semnul Balanțelor, într-un aspect superb cu Marte. Ca atare, nativii Balanță au șansa deosebită de a comunica, de a interacționa cu oameni într-o variantă foarte favorabilă. Fenomenul de lună plină are loc pe o axă specială, pe axa 6-12, deci de asemenea și pentru Balanțe ca și pentru Berbeci este activată această axă a credinței, deci s-ar putea ca zilele acestea Balanțele se simtă foarte protejate într-o componentă destul de specială cu divinitatea sau cu persoane care au o componentă sufletească în viața lor. Nativii Balanță trebuie să-și asculte vocea inimii, vocea interioară, trebuie să se gândească exact care sunt reperele cele mai corecte în viața lor, la ce vor ei să se raporteze, pentru că este foarte important în această perioadă să ne raportăm corect la ceva, dar ceva care are relevanță sufletească pentru noi. Balanțele trebuie să înțeleagă ce îi interesează cel mai mult sufletește în această perioadă. Este o perioadă care vine cu o putere deosebită, am spus acest Neptun în Pești și azi, vorbind despre zile portal și ieri și azi și mâine, portal în sensul în care avem acces la informații ce ne conectează cu ultimele vieți sau ne conectează cu ceva ce avem o datorie de făcut. Noi nu suntem doar ceea ce am făcut în viața actuală. Sunt oameni care nu se pot liniști și să țineți minte, dacă nu vă puteți liniști, sufletul este o dovadă clară că aveți ceva de făcut în mod clar și nu faceți.
Este o perioadă care vine cu o simbolistică aparte. De exemplu, oamenii care se simt neliniștiți, să spunem, ei nu se vor simți neliniștiți pentru că există ceva sau pot face ceva formal să se simtă mai bine. Ei se simt neliniștiți pentru că au ceva de împlinit, de îndeplinit. Da. Hai să vorbim strict despre zodie, despre balanță, despre profil, pentru că mi-au venit multe alte idei legate de terminologia franceză. Anxiete înseamnă frică, anxietatea ca afecțiune vine de undeva și denotă un conflict interior, un sentiment al celui care are un astfel de diagnostică, ceva, se simte hăituit și nu știe de ce. Sunt plăți nefăcute, sunt lucruri nedescărcate, sunt lucruri neîmplinite. Tot astfel, prin extrapolare, cei cu profil sau nativii balanță trebuie să fie foarte atenți în săptămâna care urmează, să lase deoparte nevoia de strălucire și să aibă grijă dacă dau curs chemării sufletului, pentru că nu totdeauna sufletul este locuit de informații, energii, emoții, sentimente specifice adevărului, specifice înțelesurilor vieții. Să-și urmeze sufletul dacă sufletul lor este corect mobilat, dacă sufletul lor este corect animat de către emoții. Am văzut și în cărți foarte multe greșeli care se fac în anumite lucrări. Urmează sufletul fals, urmează lumina. Urmează-l pe Dumnezeu, că dacă sufletul tău e negru, ferească Dumnezeu, nu-l urma. Schimbă mobila, fă o renovare. Este un vehicul sufletul, da? Este un spațiu în care, da? Un spațiu și nu este doar aici. Sufletul animă toate structurile noastre, cercetează-l, vezi. Este conform cu îndemnurile divine? Nu-ți urma sufletul dacă vei constata că încalcă fie, flagrant, fie și doar o lecție, un îndemn divin. Deci, întâlnesc aceste îndemnuri și în lucrări unde nu ar trebui să le întâlnim. Fă ce simți fals. Fals. Ia vezi, ia întreabă-te, oare ce-ar fi făcut Iisus în situația cu tare? Balanțele trebuie să se întrebe în săptămâna nativii și cei cu profil. Cât din ceea ce simt, cât din ceea ce aspiră sufletul meu este corect, oportun, calibrat la voința divină. Îmi place, nu-mi place, sunt, nu sunt ateu. Există ceva dincolo de mine, ceva dincolo de o civilizație, ceva dincolo de un concept care face calculele să înceapă și să se sfârșească în prezența unei totale absențe a controlului personal, familial, de neam, de gen, de generație, de civilizație, de perioadă civilizațională. Ceva ne transcende, ceva ne precede, ceva ne urmează. Acel ceva a fost numit de către ființele umane Dumnezeu. Această voință multiversală, infinită, această conștiință primordială. Dacă aveți o minte cu un tipar care gândește și vizualizează din sfera științificului, puteți folosi cuvinte din zona științei. Dar haideți să avem acel common sense, acel sens comun tradus ca fiind bun simț, da? Acel sens comun spiritual al lucrurilor care amprentează energetica viului. Balanțele rumite și în străvechime, reamintesc ca nu știu câte oară și o voi face mereu, sunt numite cele ce dețin cheile iadului. Acum, cum folosesc ele cheile sau dacă nu le folosesc, da? Ei pot fi păstrătorii unor lucruri extraordinare, să nu eșueze, pentru că știi cum se spune, când o ființă umană are puterea pe mână, îți dai seama cine este ea cu adevărat. Putere informațională, putere financiară, putere decizională de un fel sau de altul. Balanțele trebuie să-și identifice corect și să-și numească corect acele instrumente, ustensile de lucru din care compun sufletul. Emoția, sentimentul, golul, plinul, prea plinul. De ce? Cum? În ce direcție? La ce mi-este de folos? Pentru că este o săptămână în care, nu-i așa, reamintim, descărcări karmice, conexiuni cu trecutul. Trecutul înseamnă, în primul rând, ieri. Da? În primul rând, ieri. Pentru că dacă eu în această viață, până la un anumit moment al vieții mele, n-am făcut decât să întăresc greșelile unui trecut
din alte timpuri, practic eu întăresc, dublez și așa mai departe lucruri care la un moment dat vor fi de nerezolvat. Balanța ca tipar, ca nativii pot fi extraordinar dacă își identifică zona de impuls către... Mergem mai departe. Pentru nativii Scorpion, acest fenomen de lună plină are loc pe axa 5-11, ceea ce vorbește despre trierea prietenilor, despre relațional, un relațional care poate să renască sau care poate să apună, despre persoane care pot ieși din viața nativilor Scorpion sau dimpotrivă pot să reapară într-o mare forță. Scorpionii sunt asaltați efectiv în această perioadă cu Pluton pe ultimele grade în Capricorn pe casa a treia comunicării a gemelor pentru Scorpion. Sunt asaltați de oameni, de relațional, de discuții, călătorii, am tot spus, promisiuni pe care Scorpionii le fac. Acum însă, Scorpionii au această șansă de a face totuși o triere a relaționalului. Ei se simt foarte bine cu anumite persoane și atunci un filtru va fi legat foarte clar și de impactul emoțional pe care li-l aduc cei din jur. Pentru că vom observa că vor fi foarte mulți nativi Scorpion care efectiv nu mai fac față. Este un soi de relaționare de o mare intensitate, iar Scorpionii pur și simplu nu mai fac față. Veți avea surpriza să călătoriți toată ziua, să comunicați toată ziua, să vorbiți toată ziua, să vă simțiți foarte asaltați de către ceilalți, într-o variantă în care ideal ar fi, pe cât posibil, să nu mai relaționați chiar atât, în schimb să fiți foarte constructivi, foarte creativi cu persoanele care chiar sunt utile sufletului dumneavoastră. Pentru nativii Scorpion sunt câteva zile în care s-ar putea să aflați niște secrete sau să comunicați lucruri foarte confidențial cu anumite persoane. Este momentul în care s-ar putea să vi se ceară să ajutați, s-ar putea să vi se ceară sprijinul în situații care pot reprezenta o prea mare responsabilitate pentru dumneavoastră. Mai mult decât atât, nativii Scorpion încep să înțeleagă altfel faptul că poate nu e rău să aibă și ceva timp pentru ei. Pentru că Uranus pe semn opus vine cu tot felul de propuneri din partea anturajului, a prietenilor, de a pleca, de a relaționa, de a nu-și găsi practic niciodată un moment pentru ei. Și acum a venit acel punct în care Scorpionii s-ar putea să fie nevoie să spună că nu mai pot și să-și vadă doar de destinul personal. Să nu uităm că această zodie guvernează prima ceacră, să nu uităm că prima ceacră te îndeamnă să ai conexiuni, cum spuneam și la Rax, să arunci ancora în cât mai multe locuri, pentru că este o necesitate, o nevoie, un impuls psihologic, astrologic și de orice alt fel din zona spirituală, ca ei să fie foarte mult îndreptați către exterior. Acum, nativii și cei cu profil de Scorpion în săptămâna care urmează trebuie să-și reducă puțin din expansiune, să rămână la lucrurile esențiale, să analizeze cu grijă dacă este cazul să facă anumite lucruri, pentru că se va întoarce împotriva lor ceea ce nu fac cum trebuie și la ei se vor descărca lucruri din trecut, oricum deja a început și este o formă de descărcare. Necesitatea aceasta, la un moment dat, într-o săptămână, într-o lună, într-un an, într-o perioadă, ca lup de ani, să faci lucruri în mod exagerat sau să nu le faci deloc. Sunt extremele existenței, extremele destinului. În săptămâna care urmează să identifice dacă se află sau nu într-o extremă. În primul rând. Prea multă energie canalizată către exterior, o prea mare necesitate personală de a răspunde fiecăruia, de a veni în întâmpinarea fiecăruia, este o necesitate sau doar atitudine izvorâtă din ego? Eu pot. Nu, tu nu poți. Poate Dumnezeu în tine. Și la un moment dat, lumina nu se lășluiește în întuneric. Se retrage. Dacă acțiunile tale sunt îndreptate împotriva binelui personal, pentru că exagerezi într-o zonă de ego și rămâi neacoperit, nesusținut. Asta este tot. Mergem mai departe să vedem pentru nativii săgetători. Săgetătorii se confruntă